Salutare, dragi ascultători! Vin la voi cu altă carte din opera Selmei Lagerlof. Pe mine m-a impresionat profund și sper să vă placă și dumneavoastră. Ca semn de apreciere, puteți să-mi cumpărați o cafea prin aplicația Buy Me a Coffee. Linkul îl veți găsi în descrierea videoclipului. Vă mulțumesc tare mult și vă doresc audiție plăcută! Povestea lui Iosta Berling Cartea pe care o voi citi acum este opera literară suedeză care a consacrat numele Selmei Lagerlöf în literatura universală. Vă doresc audiție plăcută! Capitolul 1 Pastorul Pastorul se urcase în sfârșit în Amvon. Credincioșii își ridicară privirile spre el. Bine că venise la biserică. Duminica asta n-aveau să rămână iar fără slujbă, cum rămăseseră în cea anterioară și în multe altele înainte. Pastorul era tânăr, înalt, zvelt și de o rară frumusețe. Dacă ar fi purtat coif, platoșă și spadă, sculptorul care i-ar fi cioplit chipul în marmură ar fi evocat figura celui mai falnic atenian. Avea ochii adânci, ca de poet, cu bărbia sa rotundă și energică, parcă era un comandant de oaste. Întreaga lui înfățișare, atrăgătoare, distinsă și expresivă, era aprinsă de flacăra geniului și a spiritualității. Lumea din biserică se uita la el cu uimire. Era obișnuită să-l vadă bălăbănindu-se pe picioare când ieșea din cârciumă, în unor prieteni chefli, ca al de Maiorul cu mustață groasă și albă și robustul capitan Cristian Berg. Din pricina beției nu venise la slujbă câteva săptămâni în șir. Enurea și fusese nevoit să facă jalbă împotriva lui, întâi la prim pastor, iar pe urmă la episcopie, la consistoriu. Episcopul venise acum la el în vizită pastorală, cu care prilejul urma să facă și cuvenită închetă. Luase loc în strana Vlădicilor, cu crucea de aur pe piept înconjurat de catiheți din Calștad și de preoți din parohiile vecine. Nu încăpea nicio îndoială că purtarea pastorului depășise limita îngăduinței. Pe vremea aceea, pe la anul 1820, lumea era tolerantă în materie de băutură. Însă omul acesta își neglijase slujba din pricina beției și de data asta era amenințat să-și o piardă. Acum, Pastorul stătea în anvon și aștepta să se cânte partea finală a psalmului care precede predica. Era încredințat că toată suflarea din biserică e împotriva lui, atât oamenii mai de seamă cât și țăranii sau tinerii coriști. Și epitropii Sfântului Lăcaș erau dușmani, la fel și organistul. Toți îl urau, de la copii aduși de mână la biserică până la pasnicul ei, un fost ostaș, om chipe și zdrav în care luptase pe vremurile la Lipsca. Bătălia de la Lipsca, 1813, unde trupele coalizate ale Prusiei, Austriei, Rusiei și Suediei au înfrânt armatele lui Napoleon. Pastorul ar fi voit să îngenuncheze în fața lor și să le ceară durare. În clipa următoare simți însă clocotind în el un fel de mânie. Își aminti cum fusese cu un an înainte când se urcase prima oară în acel amvon. Era pe atunci un om fără cusur, iar acum se uita în jos la prelatul cu cruce de aur la gât, care venise să-l judece. Pe când citea introducerea, simțea că valuri de sânge îi năpădeau obrajii. Era din pricina mâniei. Se îmbătase cei drept, dar nimeni nu putea să-i facă o vină din asta. Văzuse oare cineva casa parohială în care erau sândit să locuiască? Pădurea întunecoasă de brazi îi înăbușea ferestrele. Umezeala se prelingea din tavanul negru pe pereții plini de mucegai. Nu-l ajuta oare rachiul să-și păstreze curajul când ploaia și zăpada viscolită răzbeau prin geamurile sparte, iar pământul sterb și nearat ca lumea nu-i oferea destulă hrană ca să-și astâmpere foamea? Își zicea în sinea lui că, în definitiv, era păstorul pe care norea și să îl meritau. Toți aveau la drept vorbind darul beției. De ce trebuia să se înfrâneze numai el? Dacă un văduv își îngropa soția, se îmbăta la comând și la praznic. Dacă un părinte își boteza copilul, se îmbăta la cumetrie. Lumea care pleca de la biserică se abătea pe la cârciumă și ajungea acasă mai totdeauna afumată. Prinsese gust de rachiu în drumurile pe care era dator să le facă, străbătând distanțe lungi pe lacuri înghețate și bătute de vii fornițe, răsturnate alte ori pe vreme de vijelie și de ploaie torențială, dintr-o luntre șubredă, coborând din iarna din sanie ca să facă pârtie pentru cal prin nămeți uriași sau împotmolindu-se pe drumurile mlăștinoase ale pădurilor. Zilele anului se scurgeau mohorâte și apăsătoare. Omul, fie țăran, fie moșier, era tot timpul cu gândul la pământ. Dar când, când se lăsa seara, rachiului îi descătoșa mintea. Atunci venea inspirația. Inimile se încălzeau, viața se însenina cântecele răsunau și trandafirii răspândeau miresme. Cârcioma de la Han era atunci pentru pastor ca o grădină de flori din țările însorite de la miază zi. Deasupra lui erau struguri și măsline, iar în frunzișul întunecos sclipeau chipuri sculptate în marmură. Pe sub palmieri și platani se plimbau poeți și înțelepți. Pastorul din Amvon știa prea bine că viața nu putea fi trăită în acel fund de țară fără mângâierea rachiului. Lumea care îl asculta acum știa bine asta și totuși venise să-l judece. Aveau de gând să-l dezbrace de haina preoțească pentru că venise biat în lăcașul Dumnezeului ei. O, ca și cum brachiul n-ar fi fost de fapt singurul Dumnezeu al acelei lumi. După citirea introducerii, pastorul se aplecă să spune tatăl nostru. În biserică se lăsă o tăcere adâncă. Deodată însă el, cuprinse cu amândouă mâinile cordonul cu care era încinsă haina, I se năzărise că toți credincioșii din biserică, în frunte cu episcopul, se strecurară pe scara care ducea la amvon ca să-i smulgă haina preoțească. Stătea în genunchi și nu întorcea capul, dar îi simțea tăbărând asupra lui și îi vedea foarte dezlușit pe episcop, pe pastori și prim pastori, pe epitropi, pe clopotari și pe toți enoriași într-un șir lung, luptându-se să-i smulgă haina. Iar odată smulsă haina, și imagina pe toți acei oameni care se îmbulzeau spre el, prăvălindu-se pe aceeași scară unul peste altul. Banca avea impresia că se prăvăleau și cei care rămăseseră jos și care, fără să fi tras de haină, se mărginiseră să-i atingă pulpana. Vedea lămuri toată acea frământare și, fără voia lui, început să zâmbească, dar în același timp simți pe obraj o sudoare rece. Alucinația era groasnică. Se vedea proscris și caterisit din cauza beției. Nimic pe lume nu putea fi mai jalnic. Avea să ajungă cerșitor pe drumuri, să doarmă biat pe marginea șansurilor, învelit în zdrențe, în tovărășia tuturor vagabonzilor. Terminase rugăciunea și urma să-și țină predica. Îi veni atunci o idee care îi opri cuvintele pe buze. Se gândea că pentru ultima oară era dat să se afle în amvon spre să l slăvi pe Dumnezeu ultima oară. Simți un fior. Uită de rachiu și de episcop. Se gândea acum la un singur lucru. Să se folosească de prilej și să-l slăvească pe cel de sus. Mi se păru că podeaua bisericii cu credincioși cu toți se cufunda și că acoperișul templului se dădea la o parte ca să poată ajunge cu privirea până la cer. Era singur în amvon, iar sufletul îi se înălța până la cerul deschis deasupra. Cu glas puternic și răsunător, aduse slavă și osanale lui Dumnezeu. Era omul inspirației. Nu se mai uita acum la slovele scrise. Gândurile năvăleau asupra lui ca un stol de porumbei. I se părea că cel care vorbea nu era el, dar își dădea seama că nimic nu putea fi mai presus pe lume și că nimeni nu putea ajunge la asemenea culm de strălucire și de măreție, la culmile la care ajusese el în acele clipe, preamărind numele lui Dumnezeu. Pastorul a vorbit tot timpul cât l-a încălzit văpaia inspirației. După stingerea acelei văpăi, acoperișul bisericii a venit la loc, iar podeaua s-a ridicat înapoi din adâncuri. Atunci s-a închinat și a venit să plângă. Era conștient că viața îi dăruise cea mai frumoasă clipă și că acea clipă trecuse. După slujba religioasă, a urmat ancheta și judecata. Episcopul i-a întrebat pe Noriaș dacă aveau vreo plângere împotriva pastorului lor. Acesta nu mai era mânios și sfidător ca înainte de predică. Rușinat și cu ochii în pământ, se gândea cu amărăciune la toate poveștile care aveau să se spună pe seama beției lui. Nu se auzi însă nicio astfel de poveste. Toți cei adunați în jurul mesei mari de judecată tăceau. Pastorul se uită la ei. Întâi la clopotar, dar clopotarul nu sufla un cuvânt. Apoi la epitropi, la țărani și la fabricanți. Nimeni nu scotea o vorbă. Toți stăceau cu ura încleștate și cu ochii plecați asupra mesei. Fiecare așteaptă să spună mai întâi altul ceva, își zise pastorul. Unul dintre epitropi tuși curmând tăcerea. E, e unul socot că pastorul nostru e un om minunat, Preasfinția ta l auzit cât de frumos predică, interveni clopotarul. Episcopul vorbi ceva despre desele absențe de la slujba ale pastorului. Doar om e și el, se poate îmbolnăvi, ca oricare, își dură țăranii în părerea. Episcopul făcu o aluzie la nemulțumirea lor cu privire la felul de viață al pastorului. Țăranii răspunseră că era încă destul de tânăr, așa că nu exista nicio primeștie. Dacă va predica și pe viitor așa cum predicase în ziua aceea, ei nu-l vor schimba nici măcar cu preasfinția sa. Ne fiind niciun acuzator, judecata nu mai avea rost. Pastorul simțea crescându-i inima în piept. Nu mai era înfierbântat căci nu mai vedea dușmani în jurul său. Câștigase dragostea înoreașilor, în clipa în care pierduse-nădejdea că va mai fi pastorul lor sufletesc. După anchetă, a avut loc în casa parohială un ospăț la care au luat parte pe lângă episcop toți pastorii, prin pastorii și enoria și mai de seamă. Pastorul nefiind căsătorit, o vecină se oferise să facă pe gasta. Rânduise totul cum se pricepuse mai bine și pastorul făcu ochii mari, căci locuința lui nu prea era arătoasă. Masa cea lungă fusese așezată afară, sub brazi, și era minunată, cu fața albă așternută pe ea, cu farfurii albe și albastre de porțelan, cu pahare strălucitoare și cu șervețele curate. Deasupra ușii își împreunau coamele doi mesteceni. Pe podeaua întreului era împrășteată cetina, iar de bârna tavanului atârna o cunună de flori. Florile din celelalte încăperi înlăturară mirosul de mucegai, iar geamurile verzi ale ferestrelor străluceau vesele la lumina soarelui. Era nespus de bucuros. Își păgăduia să nu mai bea niciodată. Toți mesenii arătau voie bună, atât cei care iertaseră cu mărinimie, cât și fețele bisericești mai teseamă, toți bucuroși că au scăpat de o mare rușine. Închidând cel din tâi paharul, episcopul povesti că plecase la drum cu sufletul amărât, deoarece ajunseră la urechi multe zvonuri rele. Venise să găsească pe Saul și când colo, Saul se și transformase în Pavel, într-un om care promitea să-i întreacă pe toți cu vrednicia lui. Cuviosul prelat vorbia apoi despre darurile bogate cu care fusese înzestrat fratele lor mai tânăr într domnul, aducându-i multe laude. Nu-i aducea laude pentru ca acest frate să se fălească, ci pentru ca el să-și încordeze toate puterile și să fie cu mare băgare de seamă la faptele sale, precum trebuie să fie oricine poartă pe umeri o sarcină atât de grea și de nobilă. De îmbătat nu s-a îmbătat pastorul la acel ospăț își dădea seama că l-a fericirea neașteptată care dăduse peste el. Cerul aprinsese deasupra lui flacăra inspirației, iar credincioșii îi dăruiseră dragostea lor. Sângele clocotea încă fierbinte în vinele sale când se lăsă seara și oaspeți începură să plece. A stat pe urmă de veche în camera lui până noaptea târziu, lăsând aerul proaspăt de afară să intre pe fereastră deschisă, spre a-i potoli acea febră de fericire, acel neastâmpăr care nu îi îngăduia să doarmă. Deodată auzi un glas. Nu te-ai culcat, părinte? Prin curtea înverzită, înaintea spre fereastră un bărbat. Uitându-se bine, pastorul îl recunoscu pe capitanul Cristian Berg, unul dintre credincioșii săi tovarăși de chefuri. Capitanul rămăsese un boem care nu avea nici casă, nici masă. Ca vigoare și statură, părea însă un uriaș, înalt cât muntele Gurlita dădea în gropi de prost Vezi bine că nu, capitan e Cristian. Cum aș putea să închid ochii într-o noapte ca asta? Să vedeți acum ce a spus capitanul. Uriașul avusese presimțirile lui și își dăduse seama că pasorul îi va fi teamă să mai bea. Pe de altă parte era sigur că prietenul său nu va mai avea liniște la gândul că teologii din Karlstad îi vor călca iar parohia și îl vor răspopi dacă nu se va lăsa de darul beției. Capitanul Cristian s-a pus însă pe treabă și a făcut în așa fel ca atât acelor teologi cât și episcopului să le treacă pofta de a se mai abate pe acolo. Pastorul și prietenii săi puteau deci să bea și să chefuiască în voie la casa parohială fără să le mai pese de nimeni. Capitanul Cristian povestia apoi ce anume ispravă făcuse. După ce episcopul și cei doi teologi catiheți din Karlstad se urcaseră în cupeul lor și portierele acestuia fuseseră bine închise, el se suie pe capră și mânase ca într-o goană nebunească, noaptea pe lună, cale de câțiva kilometri. Cu acel prilej, capitanul Berg le făcuse pe cinstitele fețe bisericești să-și dea seama cât de șubredă e viața în trupul de lut al unei ființe omenești. Pusese caii pe goană numai pentru că acele fețe cinstite nu îngăduia unui om de treabă să bea și el cât îl rabdă inima. Și nu pe drum a mânat cai ca să-i ferească pe călători de hurducături, ci prin hârtoape și pe miriști. După ce a coborât niște povărnișuri de dealuri în galop amețitor, a băgat cu în lac, unde era cât pe ce să se împotmolească. Iar pe urma a pornit iar la deal, până ce caii au început să-și cu picioarele înțepenite. Episcopul și cei doi teologi stăteau tot timpul după perdelele de piele, albi la față ca varul, și mormăiau rugăciuni. Niciodată în viața lor nu ar fi făcut o călătorie mai primejdioasă decât aceea. Când au ajuns cu chiu cu vai la hanul din Rister, parcă erau niște arătări. De trăit mai trăiau încă, dar tremurau din toate mădularele. Ce înseamnă asta? L-a întrebat episcopul pe capitanul Cristian deschizând portiera cupeului. Înseamnă că preasfinția ta trebuie să te gândești bine când mai vrei să te duci în inspecție la Iosta Berling. A răspuns capitanul Cristian care rumegase de lung cuvintele astea ca să nu se încurce în vorbă. Atunci, du-te la Iosta Berling și spune-i că n-am să mai trec niciodată pe la el și nici altul episcop nu o să-i calce piciorul în parohia lui. Asta a fost isprava pe care capitanul Berg a povestit-o pastorului la fereastra deschisă în puterea acelei nopți de vară. Și într-adevăr el mânase caii până la hanul din Rister, iar pe urmă coborâse la pastor să-i spună ce făcuse. Acum a fost fi liniștit, părinte și dragul meu prieten. O, capitane Cristian, Or fi fost ei albi la față ca varul drumeții tăi din cupeul cu perdele de piele, cu care i-ai dus în goana acea de pomină, dar pastorul de la fereastră era și mai palid în acea luminoasă noapte de vară. O, capitane Cristian! Pastorul ridicase mâna să tragă un pumn zdrav în pe chipul grosolan și idiot al uriașului, dar se stăpâni la vreme. Închizând fereastra cu un strigăt, se opri în mijlocul odăii și își ridică pumnul încleștat. Cel deasupra căruia arsese flacăra inspirației și care îl slăvise pe Dumnezeu, se gândea acum că același Dumnezeu îi cășunase un mare rău și o să creadă episcopul că el îl îndemnase pe capitanul Berg să facă tot ce făcuse, că el, pastorul, fusese un fățarnic și mințise toată ziua. De bună seamă că va porni altă închetă împotriva lui și îl va caterisi. A doua zi dimineața, Ioșta Berling nu se mai afla în casa parohială renunțase la ideea de a rămâne mai departe acolo pentru a se apăra la nevoie. Dumnezeu îi jucase o festă și nu voia să-l ajute. Știa bine că va fi caterisit. Așa hotărâse cel de sus și deci nu mai avea altceva de făcut decât să-și ia lumea în cap. Lucrurile astea s-au petrecut cam pe după anul 1820, într-o parohie izolată din părțile apusene ale provinciei Fermland. A fost cea din tâi nenorocire care l-a lovit pe Iosta Berling dar nu și cea din urmă. Mânjii, care nu rabdă pintenii sau cravașa, socot că viața e grea. Ori de câte ori încearcă cu durere, pornesc în goană sălbatică spre prăpăstii adânci. Îndată ce drumul ia nevoios, scutură povara de pe ei și o iau razna într-o cursă nebună.